genul programului Talk Show. Bună ziua și bine v-am regăsit la Tu ai cuvântul. După mai multe zile în care ploile și-au cam făcut de cap în județul nostru, iar muncitorii din cadrul Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală de Val nu au putut să tundă gazoanele, să toaleteze pomi, iarbă, dar mai ales gardurile vii, iată că astăzi au reușit să planteze câteva flori și să mai înfrumusețeze puțin orașul Deva. Despre unde mai exact vor desfășura activități în această perioadă reprezentanții și angajații SPIGM Deva, dar și ce proiecte au pentru viitorul apropiat pentru municipiul Deva, discutăm astăzi cu domnul director Mircea Muzicaș, director al Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva. Bună ziua și bine ați revenit în platoul emisiunii noastre. Bună ziua, bine v-am regăsit. Mă bucur că ați început să ne chemați așa mai des, pentru că păi într-adevăr trebuie să vedem și noi, dar mai ales telespectatorii, ce faceți. La nivelul zonelor verzi, în fiecare zi se întâmplă lucruri deosebite. După cum vedeți, se mai inaugurează câte un parc, se mai inaugurează câte o fântână arteziană. Așa, trebuie încet, încet. Da, sigur că da, gardurile vii, acești mulți kilometri de garduri vii pe care trebuie să-i tundem undeva, după aceea gazoanele, înlocuirea panseluțelor, ca să spun așa, deci florilor din primul ciclu cu florile din ciclu 2, cu florile care sunt produse de data aceasta aici la noi, în sălile noastre. O să vă întreb puțin, să le spunem și telespectatorilor că ne pot contacta la numărul 0354738888. Puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook a emisiunii Tu ai cuvântul sau puteți să ne urmăriți live pe site-ul www.tvhunedoara.ro. Acum o să vă rog să continuați. Aveți o grămadă de... Deci la SPIGM, da, la Serviciu Public, sunt, ca să spun așa, suntem în foc continuu tot timpul. De azi iarnă, de când ne ocupam de dezăpezire, n-am reușit încă să facem nicio pauză și nu că ne-am plânge de lucrul ăsta, că ne place să fim, da, în foc continuu tot timpul, ne place să ne plictisim, dar într-adevăr este foarte mult de lucru și trebuie, așa cum am spus și dumneavoastră, ne-au cam încurcat ploile din ultimele zile, care în același timp știu... V-am încurcat din două puncte de vedere. Unul, că nu ați putut să ieșiți la muncă prin oraș, și doi, la mână, mai crescut, cred că, puțin și iarba. Da, din punctul ăsta de vedere, că a crescut iarba, nu e nicio problemă. Eu, fiind și agricultor de meserie, mă bucur că știu ce înseamnă ploaia și cât se bucură dintre locuitorii municipiului Deva și ai județului, în general vorbind. Lumea se bucură când plouă, mai ales că este anunțată în viitor o perioadă de secetă și de căldură, așa că chiar dacă pierdem noi puțin și chiar dacă sunt unii care sunt nemulțumiți de prestația noastră datorită faptului că iarba crește văzând cu ochii, dar eu le promit tuturor că nu mai durează mult, câteva zile, și Deva va arăta așa cum își doresc cu toții, așa cum ne dorim și noi, bineînțeles. Exact. O să rog colegii din regie dacă putem să difuzăm imaginile pe care chiar astăzi le-am filmat în municipiul Deva și să ne povestiți puțin despre activitățile pe care le-ați desfășurat astăzi, cum spuneam și la începutul emisiunii, câteva flori plantate, să ne spuneți cam câte... Da. Ce soiuri și ce sigur veți mai da. Face. Colegii din regie, dacă se poate, mulțumesc. Da, în principiu chiar asta se întâmplă acum, deci se eliberează... Aceste în centrul municipiului. Sigur că da, se eliberează spațiile. Se vede, vedeți ce noroi este și nu că dăm vina pe cineva, dar chiar să știți că sunt niște condiții acum.
câteva, de câteva zile destul acolo de... Acolo sunt câteva panseluțe. Sunt câteva panseluțe din panseluțele atât de frumoase pe care toată lumea le-a iubit și ne-a felicitat pentru ele. Sigur că a venit și rândul lor, că așa se întâmplă cu florile. Aici avem niște aici, flori ornamentale. Da, sunt niște flori dar, care vor fi pe margine, dar în principal noi nu vreau să vă spun efectiv acum ce vrem să facem acolo. Vreau să fac... Ne place, da, ne place să facem niște surprize plăcute, bineînțeles. E bine. Da, aici și este zona pe strada Minerului. Suntem pe strada, suntem pe Titu Maierescu, pe prelungirea Minerului, da. Ne-am oprit acolo sau poate că și eu am vrut să ne oprim acolo ca să vadă toată lumea că nu lucrăm numai în centru, așa că ni se cam reproșează lucrul ăsta, că lucrăm mereu în centru și că vrem să facem fațadă numai la primărie și la prefectură sau mai știu eu ce, prin zona centrală. Iată, ne aflăm deci pe Titu Maiorescu, unde a fost foarte, foarte mult de lucru. Peluza aceea care se vede în partea dreaptă, panta aceea este foarte lungă și efectiv am lucrat cam 3 zile acolo. Ați avut ceva de lucru? Dacă, sigur că da. Dacă se uită acum la emisiunea noastră oameni care locuiesc în micro 15, știu că astăzi s-a lucrat și ieri doar pe Aleea Străiului, pe Aleea Teilor s-a lucrat săptămâna trecută. De asemenea, în zona acesta blocurilor este sociale. Părculețul... Da, este părculețul de sus, de lângă USO Balcan. Deci eu îi înțeleg și au dreptate cei care ne mai fac și reproșuri, deși spre marea noastră mulțumire sunt mulți oameni care ne mulțumesc pentru ceea ce facem și care, foarte important, sunt alături de noi și vreau să vă spun și să le mulțumesc încă o dată acelora dintre locuitorii de vei care chiar ne așteaptă atunci când mergem acolo. Avem și un telefon după care vom continua urmărim și aceste imagini. Alo, bună ziua! Sunt mâinile bună și ziua, sunteți să trăi în sănătate. Bună ziua! Eu sunt acel cetățean ceva mai deranjat între emisiune. În fața blocului 5 pe Bulevardul Decebal vă mulțumim pentru trandafiri. Am curățat iarba pentru că v-am cerut voie. Și am închis prea repede atunci și a spus că un număr de telefon undeva unde vă putem contacta pentru că sunt și cetățeni care, fără să-și dea numele, poate un voluntariat, eu știu, un timp liber, ar putea să facă mai mult pentru ceea ce vedem cu ochii. Și cred că nu ne place, nu-i place nimănui să vadă mizerie, să vadă, eu știu, numai gheatră și stâncă. Dacă vrem lucrul ăsta, mergem la munte. Pentru că nu mai sunt păduri și vedem piatră și stâncă, dar ne-am bucurat ca Andeva să-i vedem pe toți deveni, să zâmbească așa cum zâmbiți dumneavoastră acum. Băi, fraților, haideți să punem mâna să ne curățăm în fața blocurilor așa cum ar trebui sau cum făceam altă dată. Pentru că eu, Ilie, vă spun următorul lucru. Dacă nu punem mâna să facem pentru noi și pentru copiii noștri, nu vom avea ce să le lăsăm. Haideți să plantăm pom, haideți să punem flori, haideți să le iubim, să le îngrijim, să nu mai aruncăm resturi, chiștoace. Deja îmi pare rău să le spun celor care și credeți-mă, m-aș bucura dacă acolo unde sunt bănci și e vorba de un anumit bloc, acel lângă palatul acela administrativ care arată cum arată în centru Devei. Știți da, care da, da, mă refer, are niște table pe acolo, se pun afișe și n-ar trebui să existe afișe acolo. Ar trebui să fie niște pom plantați, poate nu știu. Ceva să fie făcut. Dar sunt câteva spații comerciale unde oamenii mai stau, așteaptă, nu intră, nu intră, așteaptă pe bancă și aruncă chiștoacele toate acolo, niște coșuri, dacă se poate, pe lângă băncile, vă spun unde, unde e Arta Modei. Acolo mi-aruncă mie, unde standafir aceea cuje dumneavoastră, chiștoacele, resturile. Sunt două băncuțe, unul pentru coafor, unul pentru acel second. Tocmai aceasta este problema. Cu toții ne dorim un oraș curat, un oraș unde să putem ieși în liniștiți într-o zonă verde, însă prima dată ar trebui să ne educăm noi puțin mai mult. Exact. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi pentru... Țineți-o tot așa și poate vă mulți spațiu verde în Deva. Ar fi minunat. Dumneavoastră sunteți mulțumiți de felul în care arată acum municipiul Deva? Am văzut că și pe drumul național, deci pe centură, și acolo s-a tuns iarba și gardul viu cune s-a putut. S-a ținut de promisiune, a promis săptămâna trecută că o va face. Uite, domnul acesta o face și se implică. Trebuie ajutat și sprijinit.
Exact. Vă mulțumim pentru intervenția noastră. Vă mai așteptăm și în alte emisiuni cu propuneri, sugestii, reclamații, de ce nu. O să rog regia să urmărim în continuare imaginile pe care astăzi le-am filmat în municipiul Deva și să continuăm discuțiile. Da, vom continua mulțumindu-i în primul rând telespectatorului nostru. Mă bucur că oameni ca și Dânsu ne urmăresc cu adevărat și sunt în același timp și foarte exigenți față de noi și față de promisiunile pe care le facem. Încă o dată îi mulțumesc. Sunt tot mai mulți cetățeni ai Devei care văd că sunt alături de noi, care ne înțeleg, care înțeleg eforturile noastre și nu ca o scuză, ca să zic așa, dar vreau să vă spun că Deva, deși se spunea că suprafețele verzi sunt mici în Deva, avem surprinderea sau am eu surprinderea de câteva luni de când sunt directul la SPGM, să vedem totuși că zona verde din Deva este o zonă câteodată care pare aproape fără sfârșit. Cartierul da, Gojdu, ca să nu vorbim despre altceva. Pe suprafață destul de mare, despre suprafață, vreau să care este suprafața, o să discutăm, însă după ce mai preluăm un telefon. Da, de acord. Alo, bună ziua, sunteți în direct. Sărbuile, bună ziua, salut bună invitatul ziua. Dumneavoastră, Soporan sunt. Bună ziua, vă ascultăm, când, domnul Soporan. Când aud de curățenie și de zone verzi, dar eu nu mă pot abține să tac. Foarte bine faceți. Și vreau să încep altfel. Mai pe postul dumneavoastră de televiziune la știri regionale, mai o săptămână, cred că bună, s-a transmis de la Timișoara. Primarul Timișoare din Consiliul Local a hotărât. Toate asociațiile de proprietari au obligația să-și tundă zona verde, să-și tundă gardul viu, să păstrează curățenia. Cei ce nu o fac, amenda e de la. Felicit primarul Timișoarei. Doresc să felicit și primarul Devei. Tot din acest motiv. Când îl va face. Dar văd că se oprește. Eu și anul trecut și anul ăsta n-am tăcut și nu voi tăcea. Este toate asociațiile, toți oamenii, toți avem obligația să ne păstrăm în jurul blocului. Eu la blocul în care stau, poate oricând să vă vizitează oricine, am tuns iarba anul ăsta de două ori și am măsurat cu pasul în jur de 500 de metri pătrați de zonă verde, am în jur de 70 de metri pătrați de flori, am în jur de 200 de metri pătrați gard viu, roata pe lângă bloc. Și nu v-a obligat nimeni să faceți lucrul acesta? Curățenie, ordine! Toți trebuie să facem la fel! Să nu ne bazăm pe oamenii primăriei, să facă oamenii primăriei centru Devei, flori, zonă aia, acolo, că n-au sute de oameni. Iar când vine cu brigada de deținuți, vine păstrăsele noastre a tuturor. Nu este corect. Aștept și iar aștept ca în Consiliul Local să se hotărască treaba asta. Nu este nimic ilegal. Trebuie să trecem la ce a fost înainte de 89. Toți ieșeau și făceau ordine. Ordine. Mă uit în jurul blocurilor bătite pe la noi, nu exagerez, iarba e mai mare de un metru. Da, mai mare de un metru. Da. De zone. Nu este corect să așteptăm numai oamenii să vină să ne facă, să primim toate așa pe tavă. Nu este corect. Trebuie să punem mâna. Eu îmi cer scuze și la domnul muzicaș îi doresc să o țină fain, așa înainte, dar să domnul primar, că dânsul poate nu poate să ia hotărârea, dar domnul primar trebuie să se implice, să scoată oamenii la treabă. Poate vă ascultă chiar în acest moment și o să iau o decizie în acest sens. Domnișoară, pe tema asta eu am făcut și o hârtie la primărie, asta cred că este cam de prin ultimile zile din februarie, că ziceam că vine primăvara, știți? Nici până astăzi n-am primit un răspuns. Măi, omule, n-ai dreptate sau nu putem face? Ce am spus acum, am spus în hârtiuța aia care e înregistrată la primărie în centru. Sărut mâinile și vă zic o zi bună. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră și vă dorim o seară plăcută în continuare. Uite că sunt și oameni pe care nimeni nu-i obligă să își întrețină spațiile verzi din jurul blocului. Eu pe domnul Soporan îl cunosc foarte bine și de... și de multă vreme și știu ce fel de om este și cât a lucrat în viața lui și mă bucur foarte mult că este
unul dintre cei care ne observă mereu și care ne critică atunci când merită să fim criticați și ne și laudă atunci când merită să fim lăudați. Vă spun în felul următor, nu Suporan. În fața mea, aici în fața mea, uitați aici hârtia, am hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva privind ordinea și liniștea publică, circulația pe drumurile publice, activitatea comercială, disciplina în construcții și în același timp protecția mediului, unde se face referire și la spațiile verzi. N-am să-i dau citire, ceea ce pot să vă spun este faptul că de data aceasta asociațiile și numai asociațiile de proprietari și locatari și în același timp toți agenții economici, toate persoanele juridice și fizice din municipiul Deva au niște obligații care sunt statuate în acest regulament. Poate ar fi bine să enumerăm. E foarte mult și nu vreau să pierdem, adică nu să pierdem vremea. Sunt ferm convins că domnul primar sau domnul manager cineva va veni de la noi de la primărie și va prezenta. Pe larg, vreau să vă spun că acest regulament a fost aprobat în data de 29 aprilie 2013 și va intra în vigoare în decurs de 30 de zile, ceea ce înseamnă poimâine. Pentru aducerea la îndeplinire a acestor norme, răspunde poliția locală, care de data asta are calea legală, ca să spun așa, ca să poată să-i sancționeze pe cei care nu înțeleg să respecte zona verde, să respecte mobilierul urban, coșurile de gunoi și așa mai departe. Așa cum mai vorbeam, îmi doresc ca prin instalarea noului sistem de supraveghere în Deva să cetățenii poate să fie mai Deci nu există alt cuvânt decât legea care va sancționa de data asta prin poliția locală pe cei care înțeleg să distrugă, pe cei care nu înțeleg să respecte ceea ce este al nostru, al tuturor, că așa cum spun mereu, Deva este a noastră și a mea și a tuturor de aici și trebuie să avem grijă de ea și să ne gândim la dezvoltarea durabilă a acestui municipiu, acestui oraș care ne este nouă foarte drag. Trebuie să ne gândim la ceea ce va fi și peste 10 ani și peste 20 de ani și peste 50 de ani. Exact, și nu pentru asta să ne gândim doar la ziua de mâine. Nu trebuie să ne gândim doar la ziua de mâine și atât. Ceea ce nu pot să spun că mă surprinde, dar în același timp îmi place foarte mult că oameni care au trecut, care au trăit și care aparțin generațiilor dinainte de 1989 și care au făcut prin asociațiile de locatari și mi-aduc aminte cum ieșeam și eu și vecinii mei să facem curățenie în jurul blocului, prea repede am uitat lucrul ăsta și prea mult așteptăm și ne-am convins și astăzi împreună când am fost în oraș, că ne s-arătau hârtii pe sub gardurile vii, deși coșurile de gunoi erau la 5 metri și oarecum chiar eram trași de urechi că nu vedem. Și l-am întrebat pe domnul respectiv, oare nu vă puneți problema totuși cine aruncă acolo? Și că ar trebui probabil 1000 de oameni să aibă SPGM-ul și salubritatea să facă curat după acei foarte puțini care nu înțeleg încă, dar eu sper să înțeleagă că trebuie să avem grijă cu toții de orașul ăsta și nu-i doar responsabilitatea primarului sau exact, a sau serviciilor din primărie, exact, da, să facă mereu curat și să întrețină zonele verzi, că la ele mă refer în principal de la noi din oraș. Ar fi minunat să ne urmărească probabil și să și înțeleagă acei deveni sau poate nu doar deveni, că mai sunt și alți hunedoreni care tranzitează orașul nostru și probabil mai aruncă, așa cum spuneați noastră, nu mai fac 5 pași până la coșul de gunoi și aruncă la întâmplare gunoaiele. Este trist că sunt, mai există și astfel de oameni. Mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua! Să rămână! Bună ziua, sunteți în direct! Să rămână, bună ziua, domnul! Bună ziua! Domnul dragă, mă speriat să spun cu nu știu ce conducător sunteți, în condițiile în care ați fost cu poliția și nu știu cum ați lucrat, că și eu pot lucra așa iurea, că n-ați făcut cum trebuie. Cu riscul că par stupid, nu știu cum par, nu știu ce mă catalogat. Eu știu că zona verde, cum tot aveți contact cu poliția, da? Aveți contact sau n-aveți?
La ce anume? Poliția contact locală. Cu poliția domnul pentru ce? Muzica. Pentru a da amenzi? Dar nu știu la ce vă referiți când mă întrebați de poliția locală. Discuții cu ei și ceea ce implică. Deci ei vor trebui să aplice regulamentul ăsta care urmează să-l aplice? Alo, da? Alo, vă rog frumos, că deocamdată eu sunt primar, câteva secunde. Vă rog. Deci, domnul Dragă, nu știți că există niște legi cu cât de înalt se taie zona verde? Cu cât de... Nu vă înțelegem foarte 10 centimetri. Deci trebuie respectat o înălțime... După zona verde. Pentru că ți-aruntă câte o sticlă în cap, nu știu cine, sau câte nu știu ce, sau îți fură poșeta. Păi eu vă duc peste tot, am stăsat cum au vrut, din ăștia de la țară, care place iarba, de și mie îmi place, dar așa aiurea. Un metru jumate, zici că-s păduri. A, pe că trebuie să vă colorez eu, felul cum se lucrează profesional, noastră care sunteți acolo abilitați și plătiți cu bani pentru a face ceva. Și vă place, alo, vă rog frumos, vă place serotanile alea amestecate cu viard, cu verdeața aproximativ frumoasă, ruginită, cu deșeuri de la gunoi adunate, că mi-a spus eu, lemnărie... Da, ce discutăm mai devreme și noi referitor place, la gunoaie. Păi cum vă puteți să o da cu jumate de servicii și jumate de profesionalism, vă rog frumos? Și cu voluntariatul, nu-i mai la mod așa, pentru că acum stați de principii. N-am o mână, n-am un picior, plătesc pe careva. Voluntariatul, adică asociația de profesionali, că ne place, că dacă n-are ocupație unii persoane, le place. Dar dacă ai ocupație, să te duci, domnule, te plătesc, nu? Președintele sau ce și ce care se autoproclamă dar pe acolo și sunt nemuritori în asociație de proprietari, să facă o listă. Mă, ăla pot să vii, nu pot să vii, plătești, dacă nu vii de Ferișoară, dar nu facem așa povești de popăviat. Că eu am chiar să ridic în slăb autoproclamații ăștia președinți și cum avem și noi ăștia. Deci, vă mulțumim, spun, din păcate trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem în câteva minute. Am revenit în direct. Invitat astăzi în platoul emisiunii este domnul director al Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva, domnul Mircea Muzicaș. Discutăm astăzi despre zonele verzi din municipiul Deva, care sunt problemele, ce ar trebui făcut și ce proiecte aveți pentru zonele verzi din municipiul Deva. Și dumneavoastră, telespectatorii, puteți intra în legătură telefonică directă cu noi la numărul 0354-738888. Puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Tu ai cuvântul sau puteți să ne urmăriți live pe site-ul www.tvhunedoara.ro. Înainte de pauza de publicitate, da, am avut un telespectator care făcea referire la înălțimea gardurilor vii, că ar trebui să fie mai scunde, mai... Vis-a-vis de înălțimea gardurilor vii, trebuie... E o poveste lungă cu gardurile vii. Unora le place, unora nu le place. Unora le plac gardurile vii, unora nu le plac. Vreau să vă spun că în lege, nu există o lege care să stipuleze clar, să spună cât de înalt trebuie să fie gardul viu. Pe căile de comunicație, pe căile publice în general, în lege este scris ca înălțimea gardurilor vii să permită, cum să vă spun, o bună vizualizare a locului, deci să poți să vezi de pe o parte pe alta trotuarului. N-ai putea sub nicio formă, de exemplu, pe bulevardul Dece Balse garduri vii de 1,70 m sau de 1,80 m. Ar fi cu totul și cu totul anormal. Dar vreau să vă spun că eu personal cunosc situații din câteva asociații de locatari din cartierul Goșdu, care în mod premeditat, acum 7-8 ani de zile, nu mă ocupam eu pe vremea aia cu gardurile vii, și-au lăsat în mod intenționat, cu scop de a fi mai bine protejați. Vreau să vă spun că acele garduri vii, care sunt acum la 1,80 m, sunt tăiate de ei pe banii lor, de fapt nu pe banii lor, locatari. Că ei personal, ei locatari, și-au cumpărat mașină motocoasă, motofoarfecă, pardon, își taie gardul viu, deci nici măcar nu are nevoie ca primăria să-i taie gardurile vii. În momentul în care îi întreb și stau de vorbă cu ei, îmi spun, noi așa dorim, vrem să ne protejăm, și-au făcut și-au amenajat niște locuri mici de relaxare acolo pentru copilași. Sunt foarte fericiți și m-au rugat și au spus, vă rugăm să o lăsați așa. Dacă cineva vrea să tăiem gardurile vii, așa cum spunea dânsul,
ar însemna să le tai iarna, pentru că acele garduri vii sunt pline de rădăcini, sunt pline de, nu poți să le tai în vegetație, exact. Și mai spunea dânsul, că mai sunt fiare și alte. Continuăm discuția, însă mai preluăm un telefon. Da. Alo, bună ziua, sunteți în direct. Da. Bună seara. Vă ascultăm. Am și două remarci, mai mult decât întrebări. Este foarte bine ce face serviciul public din cadrul primăriei, mai ales că este la cârma serviciului un bun specialist, din câte știu eu. Chiar un horticultor de meserie. Da, așa este. Din câte, așa este, domnul Muzica, aș vorba sunt. Problema este, se pune în felul următor, pe degeaba faceți dumneavoastră toate fonturile, ce facem cu clădirile părăsite, cu zona Astoria, vă spun sincer că da, dimineața când mergem la servici, este un miros, să nu vă spun, păcat că sunt 3-4 copaci aici în fața, eu locuiesc în zonă, de aia vă zic. Da, da, da. Se poate face ceva în sensul acesta, se poate ridica problema în consiliul local, totuși trenează de cred că 15 ani de zile cunosc eu problema, cred că e și mai de mult. În fine, păcat, este un rondon foarte frumos de flore, zona asta, bine întreținutul, dat, se fac, păcat de aceste fonduri, că ne strică aspectul. Da, pe lângă celelalte probleme care sunt. Bine, o emisiune frumoasă. Vă mulțumim frumos. Seară plăcută și dumneavoastră. Da, ne cunoaștem și încercați să-mi dați un telefon. Mâine sau poimine ar fi cel mai bine să ne și întâlnim acolo la fața locului. Eu știu că e o problemă mare la Astoria, care sigur că nu ține de SPIGM decât în ceea ce exact privește toaletarea arborilor, dar e bine să ne întâlnim acolo. Pentru că chiar dacă nu răspund eu direct să spun de zona Astoria, dar probabil că sunt câteva aspecte care le putem, poate că mai trebuie să ridicăm puțin coroana arborilor ca să fie mai multă lumină, să se poată circula mai ușor acolo, să nu se mai ascundă unii alții pe acolo și în sensul ăsta, repet, îl rog pe domnul. Apropo de, domnul, că tot ați adus în discuție toaletarea arborilor, acum au fost montate unele semafoare și există zone unde se văd și nu prea. Acolo ce facem? Noi vom toaleta acei arbori. Noi deocamdată trebuie să spun că ne-am oprit. Ne-am oprit fiind perioada de vegetație și de comun acord cu mai mulți factori din orașul ăsta și vreau să vă spun că este oarecum și antiprofesional ca să tai copaci în perioada asta, pentru că rănile care se produc în perioada asta se răsfrâng și se văd la toamnă și copacii indiscutabil că se usucă mult mai repede. Dar sunt copaci periculoși și sunt mulți copaci periculoși undeva și trebuie să spunem lucrul ăsta, pe care îi toaletăm, că nu putem să facem altceva, deci noi nu tăiem, doar toaletăm, nu îi măcelărim, așa. Și cred că din data de 15 iunie, ca să zic așa, nu vreau neapărat să fac o promisiune în sensul ăsta, pentru că îmi place să mă țin de promisiuni, dar cred că vom avea o echipă de alpiniști, care la ora actuală sunt încă prin zona, au de lucru pe munte, care vor veni în jurul datei de 15 iunie, după câte știu, 1 iulie, o să facem un contract cu ei și în mod cert, metodic, vom lua din nou zonele și fiecare cartier din Deva și acolo unde sunt copaci periculoși pentru cazuri de furtună și așa mai departe. Suntem conștienți și de lucrul ăsta. Vreau să când mai există așa câte o pauză scurtă, să spun că SPIGM-ul avea până în anul 2009, când a trecut printr-o demobilizare, printr-o concediere colectivă, ca să spun așa, da, SPIGM avea 210-220 de oameni și acum are 90. Deci, 90 avem dintre care câți activi, câți pe teren, efectiv? Circa jumătate, pentru că în același timp sunt și oameni care nu se văd acolo. E vorba despre cei de la atelier, care au montat bănci, care au schimbat coșuri de gunoi. Este vorba despre fetele, despre doamnele, ca să zic așa, că ar fi bine să fie fete, dar toate sunt sărite, marea majoritate de 50 de ani și nu știu când o să mai găsim femei care o să vor să dorească să mai lucreze la seară. Da, aveți o echipă întreagă în spate, pentru că altfel nici nu ați putea să
să sigur, faceți dar cei toate care lucruri. Cei care lucrează efectiv, ca să spun așa, cu motocoasa sau cu mașina de tuns iarbă, sigur că sunt în jur de 45-50 de oameni. Puțin, vă rog să mă credeți, puțin față de necesitățile orașului. Cred că... Mai avem un telefon. Alo, bună ziua, sunteți în direct. Alo, bună ziua! Bună ziua, vă ascultăm! Bună ziua, pentru invitatul dumneavoastră, stimabile domn! A, și pe intrarea de către Arad, pe variantă, când băgați cosașul, că au crescut burenile scamați? Bun, vă mulțumim pentru intervenție! Am început ieri din capătul celălalt. Noi sperăm, n-avem mai multe echipe, n-am decât o singură echipă de deținuți care lucrează pe DNU, care la ora actuală a ajuns în zona magazinului Real și venim încoace, ce să spun, cu viteza maximă pe care putem. Știu, într-o săptămână, două, cam cât 100%, ar... deci nu mai scoatem echipa de pe DNU, nu va mai ieși, nici până la toamnă nu va mai ieși. Am avut puține echipe de deținuți. Asta în funcție și de condițiile meteorologice, pentru că nu cred condițiile meteorologice cred că ne vor permite de acum înainte, deși nu, așa cum spuneam, că toată ploaia ne deranjează, dar ploaia... Trebuie să ne bucurăm atunci când ploaie ne și ajută și agricultorii știu foarte bine despre ce vorbesc eu, dar... Răspunzându-i domnului și are dreptate în ceea ce îmi spune, așa cum cei mai mulți sau aproape toți au dreptate din cei care ne sună, vom ajunge cu certitudine și în zona Lucoil, partea aceasta de viile noi cu DNU și îl asigur că va fi curat, iar foarte mult avem de lucru acolo, nu atât cu tăiat iarba, cu ceea ce urmează după tăiatul ierbii. Cu zecile de remorci care trebuie scărate de acolo, cu curățenia care se face, cu blocarea traficului în anumite situații, da? O să le rezolvăm pe toate și o să facem în așa fel încât... Deci în două săptămâni... Cu certitudine vom ajunge în capăt. Mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua, sunteți în direct. Tot eu, Crisu, că îl cicrez pe domnul Muzica. Domnul dragă, eu știu că într-o societate și într-un oraș există niște reguli. Le știu și eu astea. Dar în multe cazuri nu îs potrivite. Totuși, domnule, suntem într-un oraș, nu suntem la comună sau ce știu ce. Pentru că, ce să spun, ce copil nu se poate juca dacă îl văd eu de pe trotuar că joacă acolo? Ce faci cu unde acolo? Că aruncă cu bătrân cu tot hârtiu pe jos? Sau cum să vă spun? Că n-am cuvinte să mă exprim cât de condensat. Deci nu se poate așa ceva, domnule. Dar e inestetic la loc. Nu știu, eu am născut într-o zonă în care ne place frumosul. Și văd, doar văd. Nu sunt director, dar văd eu că nu-i făcut cum trebuie. Cum să mă mai condensez? Deci nu-i bine. Deci lucrurile astea, într-adevăr, se fac unde e posibilitatea de a se face. Dar unde nu-i cazul. De exemplu, dau cu risc mai și de dăm un pic. Avem noi o fată bătrână, nu vrea, e nemăritată și ea zice că se apără cu ac. Ce să se apere, că e mai rău, că stă la parter și îi sare, că nu vede nimeni ce se întâmplă cu ea acolo în dos. Da, să dau un exemplu, ca să știu de copii. Păi nu se poate așa. Păi facem o ședință sau ceva, nu că mie mi s-a sculat părul să fie părul lung și ăsta, nu... S-au pus să zic bun, vă mulțumim pentru intervenția deci, noastră. E bine estetic, ce să mai târta? Din păcate, nu mai avem foarte multe minute din emisiune, dar vă mai așteptăm. Am spus persoane care văd un spațiu, care nu văd un spațiu, numai taie așa, fără rost, cum să mă mai exprim? Că nu bun, am vă mulțumim frumos pentru intervenția noastră, o seară plăcută vă dorim în continuare. Iată că... Câte bordee, după cum se spune, exact. Nu? Câte bordee, dar nu, sigur că are dreptate dânsul. Și vreau să vă spun ceva, când am venit la firma asta în calitate de director, colegul meu de la Oradea, eu fiind oradean, am fost pe acolo să iau puțină experiență, mi-a spus în felul următor, el fiind devean de origine și oradean. Vezi că nu numai în Deva, în toate orașele din țara asta, cam câți locuitori sunt, cam jumătate dintre ei sunt peisagiști și toți se pricep la peisagistică și la fotbal, după câte știm, dar nu este o aluzie la domnul pe care îl salut cu cel mai mare respect și chiar vom atrage atenția în acest sens. Sunt câteva asociații, repet, care ei au ajuns la concluzia și noi nu intrăm și sub nicio formă nu încercăm să denaturăm lucrurile pentru că să creează niște conflicte artificiale de la copaci și de la zonele verzi. Trebuie să ascult și stânga și dreapta. Și contra, exact. Din nefericire nu prea să cade de comun acord. Și atunci nu putem nici noi SPIGM-ul să venim și să facem într-un anumit fel pentru că pe jumătate îi supărăm și jumătate ne aplaudă. Exact. Și atunci ne
credeți-mă că mi-e și foarte greu să intervin. Nu știu dacă ați putea să faceți la 3 blocuri într-un fel și la alte 5 în alt fel. Cu certitudine nu aveți dreptate, dar mă rog, sunt... Vreau să vă mai adresez o întrebare la Poșta Nouă, unde este liceul, mă rog, Colegiul Tehnic Transilvania. Este acolo un cireș cam bătrân, din câte am înțeles, nici coroană, nimic nu mai este. Cu acela ce se Știu întâmplă? Puteți despre să-l vorba? Da. Luați de acolo? Da, putem să-l luăm de acolo și o să-l tăiem, doar că există o lege care spune în felul următor vis-a-vis de cireș, că unde tai un cireș trebuie să plantezi 3. Și? Să vedem, să vedem, tot noi trebuie să plantăm, chiar acum nu o să mai plantăm cireși, că nu vrem să facem, să umplem deva de cireși, dar o să găsim o altă vară. Știu despre ce este vorba. Deci știți despre ce este vorba. Știu și de Salcia, care este puțin mai sus, că am început să le cam știm așa, nu e orașul, nu știu cât de mare, dar probleme sunt și sunt oameni și dânsul spunea ceva foarte interesant. Oamenii care stau la parter văd lucrurile într-un fel, cei care stau la etajul 1 le văd într-un alt, de regulă cei care stau între 1 și 3, ăia văd lucrurile, poate cel mai bine le văd ei. Iar cei care stau de la etajul 4-5 în sus, sigur că nu mai sunt probleme de genul ăsta cu copaci, ei văd cu totul și cu tot, poate că ei le văd, ca să spun așa, la mod general, poate că ei le văd cel mai bine și da. Noi de fapt ne facem obiceiul ăsta, mai ales în ceea ce privește sensurile giratorii, să rugăm pe câte cineva care stă pe acolo, să urcăm într-un balcon la etajul 4, la IPH, de exemplu, și să ne uităm să vedem și cum se vede spațiul de sus, exact. Sensul giratorului și cei care stau la etajul 4 știu foarte bine, de aceea ei nici nu prea ne critică, pentru că ei văd cu ochii ăia adevărați de acolo de sus, ceea ce nu se vede de jos, când poate deranjează un trifoi pitic sau două, trei fire de iarbă sau să zicem 10 fire de iarbă care sunt mai mari și da, mă rog, bine, asta, deci depinde, avem, întotdeauna depinde foarte mult unde stai și de unde te uiți, da? Corect. Bine că nu mai avem plantați cu ghilimele de rigoare acei bolovani de care spunea unul dintre telespectatorii noștri și încet, încet orașul Deva devine eu cred, cât se poate de verde. Eu cred că va trebui să intervenim mult în Deva, cred că trebuie să schimbăm multe lucruri în ceea ce înseamnă zona verde. Nu neapărat să o îmbunătățim, dar ca să putem să avem grijă, să o gestionăm ca lumea, așa cum ar trebui, să zic, de nota 10, sunt convins și știu ce vorbesc, că va trebui să externalizăm câteva dintre servicii, așa cum fac toate municipiile, fără excepție, din jurul nostru. Colegii de mei cu care am vorbit, Timișoara, Radu, care au deja sunt 10 de firme. Atenție, nu firme mari, firme mici care pot angaja oameni din Deva, oameni pe care eu nu pot să-i angajez, pentru că eu n-am voie să angajez oameni, că sunt un serviciu muncă, public, astfel. Și atunci creăm și locuri de muncă. Și sunt ferm convins că responsabilitatea celor care poate și locuiesc în micro 15, să spunem, și în același timp vor tunde și gardurile vii. Cu siguranță interesul și lor patronul lor va fi tot de acolo, sunt fer convins că responsabilitatea va fi mult mai mare și nu cred că vor crește foarte mult costurile. Poate în primul an, în al doilea an, vor crește puțin până când vom aduce lucrurile acolo unde trebuie, iar apoi fiecare va avea interesul, știind că va tăia și anul viitor tot acolo și peste 2 ani tot acolo, nimeni nu se mai joacă, nimeni nu mai ascunde, nimeni nu mai păcălește mai pe nimeni. Serios decât deci eu cred acum. Că aici va trebui să intervenim, după câte știu domnul primar și Consiliul sunt alături de mine în acest sens, eu o să depun un proiect și sper că voi primi avizul favorabil, sunt exact. Convins de acest lucru, pentru că noi toți, nu numai eu, toți ne dorim ca Deva să fie frumoasă și noi toți care suntem în primărie, eu așa cred că iubim orașul ăsta și... Mai avem foarte puțin din emisiune. În Dacia pe stradă și pe strada Carpați, când veți ajunge să tundeți iarba și gardul viu? Pe strada Carpați, câteodată mai greșim și noi, dar n-avem ce să facem. O parte e tăiată, o parte nu, așa se întâmplă. Deci în momentul în care o parte e tăiată, să fie siguri cei care ne sesizează, că urmează și partea cealaltă, da.
Deci facem întoarcerile puțin mai greu, deci nu ne întoarcem chiar la fiecare intersecție. Iar în Dacia mai avem niște probleme pe Aleea Romanilor, știu despre ce este vorba și cu certitudine suntem sus în micro, vom coborâ spre Gojdu, trecând prin Dacia și în același timp, fără să neglijăm DN-ul. Deci, da, e un front, aproape, n-am spus lucrul ăsta aici, dar să știți că în Deva sunt aproape 50 de kilometri de garduri vii. Nu prea le vine de venilor să creadă lucrul ăsta, dar noi am făcut un inventar în sensul ăsta și avem în jur de 300 de mii de metri pătrați. 30 de secunde, tocmai de aceea nu mai putem prelua telefoane, dar o să-l mai invităm și cu alte ocazii pe domnul Muzica. Mulțumesc, și veți putea interveni. Nu, sună telefoanele, dar din păcate timpul nostru s-a cam scurs. Mulțumesc, oricum. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Să sperăm că... Cu drag, oricând. Că o să mai veniți la noi și că o să fie Deva așa cum ne dorim cu toții. Sigur, va fi cu certitudine. Să sperăm că așa va fi. Înainte să-mi iau la revedere de la dumneavoastră, trebuie să vă anunț că de ziua copilului, Hunedoara TV și ziarul Hunedoreanului lansează un concurs destinat exclusiv copiilor. Puteți câștiga pentru copilul sau nepotul dumneavoastră unul dintre premiile puse în joc de partenerii campaniei. Ce trebuie să faceți, aflați doar dacă intrați pe pagina noastră de Facebook, Hunedoara TV, sau pe site-ul tvhunedoara.ro și zhd.ro. Concursul se va încheia vineri 31 mai la ora 16, așadar să intrați pe aceste site-uri și să vedeți ce trebuie să faceți ca să câștigați. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pentru că urmează știrile Hunedoara TV prezentate de Cristina Rahovean. De la ora 19, punctul de vedere cu Mircea Mihuleț, iar de la ora 20, Mona Lisa Hin vă așteaptă la Hunedoara în 50 de minute. O seară excelentă tuturor, la revedere!